În urmă cu foarte puțin timp s-a terminat ședința de la Partidul Național Liberal. Iată ce s-a întâmplat acolo, doamnelor și domnilor. Au fost expuse toate opiniile, s-a luat un vot, singurul vot care s-a luat în această seară este să înceapă negocierile cu PSD. Să înceapă negocierile cu PSD. Nu s-a luat un vot pentru a se începe negocierile cu PSD. Atenție! Vă prezentăm o informație în exclusivitate din interior. Votul de la această ședință a fost așa. 50 de voturi pentru a începe, pentru a începe negocieri cu PSD, 21 care au spus să nu înceapă aceste negocieri cu PSD. Guvernul ar trebui să fie în funcțiune până la data de 1 decembrie. Aceasta este informația serii. Cred că în momentul de față sunt câteva declarații, mă rog, și un fel de scandal acolo. Bun, Ludovic Orban, el nu face nimic altceva decât să joace la rupere în acest moment. Nu a câștigat tabăra sa nici la Congres, nici în această seară. Vom urmări ce se întâmplă la PNL, însă informația acestei seri de departe este faptul că PNL a votat cu un vot destul de consistent pentru a începe negocierile cu PSD și nu cu Partidul Național Liberal. Atenție, Orban a spus în această seară că va merge pe suspendarea președintelui și că va face campanie pentru demiterea președintelui. Ne întoarcem la PNL în momentul în care vor fi declarații. Cert este, informația momentului, s-a luat un vot pentru a se începe negocierile cu PSD.